Poliția germană a anunțat arestarea a 3 islamiști bănuiți că ar fi plănuit un atentat care urma să fie comis cu o mașină în seara de anul nou asupra catedralei din Köln. O primă arestare în același caz a fost efectuată cu câteva zile înainte. Bundespolizei mit Personenkontrollen. Ausweise dabei? Sie sprechen Deutsch, Englisch? Ausweis, ID Card, Passport? Passport control, we have your identity card or no passport. Arabic? Arabic. Bilal, kannst du mal? Ministrul de interne regional Herbert Reul a anunțat arestarea a 3 persoane suspecte că fac parte din grupuri radicale islamiste, nuclee care în acest moment sunt mai active ca de obicei. Un responsabil al poliției din Köln a vorbit la rândul său despre o rețea de persoane originare din Asia Centrală. Autoritățile germane afirmă că teroriștii plănuiau să comită atentatul cu ajutorul unei mașini, fără a preciza exact ce mod de operare ar fi avut în vedere. Arestarea de Crăciun în apropiere de Köln a unui cetățean din Tajikistan, suspectat că plănuia să atace catedrala, a condus anchetatorii pe o pistă a investigației, ce a permis arestarea altor islamiști bănuiți că urmau să participe la acțiunea teroristă pusă la cale. Membrii rețelei din care fac parte cetățenii tajidici acționează pentru gruparea statului islamic Khorasan, o ramură a grupării statului islamic care este activă mai ales în Afganistan. Planul acestei rețele era de a ataca edificii religioase în perioada sărbătorii în marile orașe europene, precum Viena, Köln sau Madrid. Poliția germană consolidase deja măsurile de securitate în noaptea dintre ani în jurul edificiilor religioase, țara fiind de mai multe săptămâni în stare de alertă teroristă, în contextul războiului dintre Israel și Hamas.